Oksana. Pe temeiul credinței tale în Iisus Hristos ca Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Stimată soră Maria, pe temeiul credinței tale în Iisus Hristos, ca Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Stimate fratele, pe temeiul mărturisirii tale, în Iisus Hristos, ca Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Stimate Fata Lucian, pe temeiul credinței tale în Iisus Hristos, ca Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Tânără, Dumnezeu te chiar te-a chemat la ultimăreții, când poți să-i dai tot ce este mai bun în tine Lui. Domnul să te binecuvinteze, să te ajute să poți să fii cu adevărat o tânără, asemenea celor tinere din Biblie, care au fost o mărturie și o dovadă că Dumnezeu poate să transforme un om și poate să facă un om de cinste dintre ceilalți. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Amin. Bine ai venit în mijlocul bisericii, adresul a șaptea, din Marginea. Mama a dorit mult ca tu să faci acest pas și iată că a venit momentul decisiv când bucuria ei este de plină. Nu doar ea se bucură, ci și cer. Dumnezeu te iubește, te cheamă, te numește Fiul Său, iar tu poți în pace să-i spui Tatăl meu iubire. Domnul să te ajute ca toate talentele pe care le-a pus în tine să le poți folosi în slujba sa, și se spune să duce un caracter creștin care să poată fi o slavă pentru numele Lui aici și în Împărăția Lui. Amin.